cântare. Aici unde se fac alegeri bune, inclusiv poetul de cântare spunea: eu nu mă las de tine. Vreau să vă spun că lucrurile sunt trecătoare, dar cel care este veșnic este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și a atribuit numele și spunea: eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă ai adevărul, ești pe o cale bună, în drum spre viața veșnică. Am fost provocat în această seară să ne ținem de El. Amin. Am fost provocat în această seară să ne pocăim, să ne apropiem de El și zic: Doamne, ajută-ne în această seară. Este o seară a pocăinței, o seară a iertării, o seară în care Dumnezeu se oprește și se îndură de mine și de dumneata. O seară a harului, pentru că harul vine de la Dumnezeu, harul ne mântuiește, harul ne învață să rupem cu păgânătatea, că este învățătorul nostru. Și seara zilei de astăzi este o seară a îndurării, slăvit să fie numele Domnului. Mai mult decât atâta, David, omului Dumnezeu, profita de îndurare, profita de bunătate, profita de dragoste. Și în seara zilei de astăzi, haideți și noi împreună să profităm de dragostea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Un Dumnezeu care stă și privește, un Dumnezeu care se uită la mine și la dumneavoastră. De aceea salmistul, de aceea poetul de cântare a spus că eu nu mă las de tine, binecuvântat să fie numele Domnului. De ce? Pentru că Domnul dă viață, dă binecuvântare, viață pentru veșnicie. Și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ioan 3:16 spune așa de frumos: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat un Dumnezeu mare. Imaginați-vă, cerul nu-l pot cuprinde, și totodată este un Dumnezeu mic care încape în inima noastră. Are Domnul loc acolo? Acest Dumnezeu mare, în dragostea Lui, a cuprins omenirea și ne-a cuprins și pe noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. S-a amintit de pocăință. Mesajul lui Ioan era pocăință, mesajul lui Petru era pocăință, mesajul lui Hristos era pocăință. Pocăință era și mesajul lui Dumnezeu în Fapte 17:30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum la timpul prezent. Oricine am fi în seara zilei de astăzi să ne pocăim și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Poetul, înaintea cântării care s-a cântat, prima cântare, spunea despre îndurare, spunea despre apropiere de Dumnezeu, spunea de o întoarcere. Spală-mi, Doamne, gândul, spală-mi, Doamne, viața, acel metanoi, acel grecesc, întoarcere 180 de grade la Dumnezeu. De ce? Că Dumnezeu nu obosește iertând, aleluia! Un Dumnezeu care vrea să ne ierte, vrea să ne schimbe, vrea să ne transforme în această seară. Oare vrem noi lucrul acesta? Un Dumnezeu mare, pe lângă o dragoste mare, vreau să vă spun că omul nu s-a putut urca la cer, dar s-a coborât cerul, aleluia! S-a coborât cerul, Apocalipsa 3:20 spune că: iată, eu stau la ușă și bat, și cine aude și deschide, cine aude și se pocăiește, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. S-a coborât cerul la poarta inimii și s-a deranjat pentru tine și pentru mine. Acest deranj de 2018, putem spune, ani, în care se deranjează pentru sufletul tău și pentru sufletul meu, ca noi să ne pocăim, ca noi să avem viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ni l-a dat pe Iisus, un cadou minunat. Și în zilele noastre poți avea aproape orice, important este să-L ai pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Un Dumnezeu care ne iubește, un Dumnezeu care a făcut acest minunat cadou, pentru că vine Roman 3:16 și spune, Romani spune așa de frumos: pentru că toți au păcătuit, 3:23, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acel păcat universal în care noi avem acces la Hristos, noi avem acces la iertare, noi avem acces la Dumnezeu, ca în această seară fiind provocați la pocăință. Aleluia! Pocăința este ca mersul pe bicicletă: dacă nu dai din pedale, cazi. Pocăința este un proces continuu, în fiecare zi ne apropiem de El, în fiecare zi ne pocăim, în fiecare zi ne lăsăm de rău și ne întoarcem la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ce este seara zilei de astăzi pentru noi ca biserică locală? O întoarcere la Dumnezeu, o apropiere de Domnul, pentru că Domnul iubește păcătosul, dar în schimb urăște păcatul. Păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. De aceea Hristos a împlinit justiția lui Dumnezeu. Hristos a venit de dragul tău și de dragul meu. A venit să ne mântuiască, a venit să ne răscumpere din păcat, a venit ca să ne împace cu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Îl ai pe Iisus Hristos?
Dacă poți avea aproape orice, important este să-L ai pe El. Cine l-are pe El, are totul, binecuvântat să fie numele Domnului. În al treilea rând, un Dumnezeu mare, pe lângă o iubire mare și un cadou mare pe Iisus Hristos, vreau să vă spun, ne face o asigurare mare. Pe baza credinței, cine crede în El, are viață veșnică. Probabil ți-ai asigurat mașina, casa, terenurile, dar cel mai important este să-ți asiguri sufletul, slăvit să fie Domnul. Dacă viața ta într-o zi se va termina, o viață biologică, o viață finită, o viață limitată, o viață de chin, de durere, de lacrimă, de 70-80 de ani, o viață de CNP, putem să spunem, într-o zi se va termina. Dar în viața aceasta biologică, trecătoare, Dumnezeu a creat un context, o viață spirituală, o viață de pocăință, în care în această seară am fost provocați să ne pocăim, slăviți să fie Domnul. Asta e viața spirituală în care noi putem să ne apropiem de El. Și vine salmistul și spune că în Psalmul 32, ferice de cel cu păcatul acoperit. Ești fericit în această seară? S-a citit Psalmul 100 despre bucurie, o altă provocare pentru noi, pentru că nu poți să fii pocăit și să fii posomorât, nu poți să fii pocăit și să fii întristat, trebuie să se vadă pe fața mea bucurie, aleluia! Este bucuria serii pe care Domnul a pregătit-o în această seară. Este bucuria că ne vedem fețele unii altora. Probabil mâine Dumnezeu, dacă va porunci inimii noastre să bată, va bate. Dar nu știm lucrul acesta. Ziua de ieri nu ne mai putem întoarce, ziua de mâine nu este promisă. De aceea seara zilei de astăzi este o seară a pocăinței, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Oare ce vom face noi în prezența lui Hristos? Femeia din Luca 7:36, în prezența lui, și-a recunoscut starea că avea nevoie de iertare, avea nevoie de pocăință. Aleluia! Simon stătea în prezența femeii și în prezența lui Hristos ca un judecător. Femeia stătea ca să primească iertare. În această seară vin și te întreb, cum stai în prezența lui Hristos? Stăm noi pentru a primi iertare? Stăm noi pentru a primi eliberare? Stăm noi pentru a primi vindecare? Dumnezeu să ne dorească în această seară. În prezența lui Hristos, vreau să vă spun, oamenii se pocăiesc. Numeri 21, poporul evreu prin pustie își recunoaște starea și vine la Moise și spune: Doamne, Moise, am păcătuit înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Erau mușcați de șerpi, vaccinați-vă, un tablou de groază, copii, oameni, bătrâni acolo care muriau, erau așternuți pe jos. Și spune Moise: roagă-te lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, este o seară a rugăciunii și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu își face timp pentru tine și pentru mine, slăvit să fie Domnul. L-a ascultat pe Iona în pântecele Chitului, l-a ascultat pe Ilie când era pe Carmel, ne ascultă și pe noi, pentru că Dumnezeu este Cel care își face timp pentru fiecare în parte, slăvit să fie Domnul. Ți-ai asigurat sufletul? Dacă este o seară a asigurării, este o seară a binecuvântării, este o seară a întoarcerii la Dumnezeu, avem noi sufletul asigurat? Pe lângă faptul că Dumnezeu ne oferă o asigurare mare, vreau să vă spun, Dumnezeu ne oferă și o promisiune, slăvit să fie numele Domnului. Cine crede are viață veșnică. Ai simțit-o în această seară? Ne pocăim. Suntem noi plini de bucurie? Pentru că bucurile acestea limitate de 2 ore în casa lui Dumnezeu sau o zi în curțile lui se va termina. Dar dincolo de aceasta mai există o bucurie, o bucurie a mântuirii, slăvit să fie Domnul. Ai simțit această bucurie în această seară? Psalmul 100 spunea: strigați de bucurie. Ne-a chemat la slujire, ne-a provocat la slujire. Pe lângă pocăință avem nevoie ca să fim plini de bucurie, slăvit să fie numele Domnului. În prezența lui Hristos nu poți să fii trist și trebuie să fim plini de bucurie. Chiar dacă, cum s-a amintit aici de fratele antevorbitor, El este chirurgul nostru, El are acces la inima noastră, El vrea să o schimbe, vrea să o transforme, vrea să o modeleze, vrea să ne dea o inimă nouă, slăvit să fie numele Domnului. Vei accepta în această seară să fii vindecat? Vei accepta în această seară să fii eliberat? Vei accepta în această seară viața veșnică? Dacă El face această promisiune, cine crede are viață veșnică, pentru că viața veșnică ne deosebește de animale. Viața veșnică este locul unde oamenii își vor petrece veșnicia, fie în chin, fie în bucurie, pentru că Dumnezeu să uită la mine, să uită la dumneavoastră. Dumnezeu cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la
pe ire. În seara aceasta vin și te întreb, verificându-ne prin prisma Scripturii, pe ce cale suntem noi? Suntem pe o cale bună? Suntem pe calea pocăinței? Suntem pe calea îngustă? Dacă da, ai adevărul și ești în drum spre viața veșnică. Și-a atribuit calea, și-a atribuit numele și spunea la singular, eu sunt calea, nu una dintre, că eu sunt calea la singular, aleluia. Cunoașteți alte căi? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Iisus Hristos. Dumnezeu să uite la mine, să uite la dumneavoastră și să uite prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Cum ești în această seară? Ești plin de bucurie? Există bucurie, aleluia, pentru că raiul a fost pregătit pentru mine și pentru dumneata. Unde nu este mâncare, nu este băutură, cum cred unii, și este neprihănire, pace și vreau să o simțim în această seară. Și zic, Dumnezeu să ne umple inima de bucurie. Dumnezeu să ne inunde inima de bucurie. Suntem în prezența lui Hristos și nu putem să fim triști. Nu putem fi ca niște murături acrite. Trebuie să fim plini de bucurie pentru că Domnul ne-a mântuit, slăvit să fie numele Domnului. Trebuie să simțim mântuirea. Suntem mântuiți deja, dar nu încă în procesul acesta de mântuire. Și în fiecare zi ne apropiem de El. Și când îl vom vedea față în față, vom fi ca și El. Dar până atunci, Dumnezeu ne cheamă la pocăință, Dumnezeu ne cheamă la schimbare, la transformare și zic, Doamne, binecuvintează-ne în această seară. De ce să fim plini de bucurie? De ce să strigăm la adresa lui Dumnezeu? Pentru că El este Domnul! El ne-a făcut! Psalmistul, Psalm 100, atribuit unui autor anonim, ne prezintă pe Dumnezeu ca un creator. Noi nu venim din explozie, nu venim din Big Bang, nu venim din maimuță, ci venim din creație, din mâna lui Dumnezeu, care a spus să facem chip după, să facă om după chip și asemănarea lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu să descoperă în natură, Dumnezeu să descoperă în Scriptură, Dumnezeu să descoperă în conștiința minții, la nivelul minții, chiar dacă omul neagă că nu există Dumnezeu, vine conștiința, gândul veșniciei și ne spune că există Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dumnezeu să descoperă și spune că El ne-a făcut. Asta înseamnă paternitate. Asta înseamnă identificare, asta înseamnă că este și rămâne cu noi, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. În această seară, pe ce cale suntem noi? Suntem pe calea veșniciei? Suntem pe calea pocăinței? Dacă este poruncă, poruncă de la Dumnezeu, noi ne place să ascultăm de autorități și este bine, ne place să ascultăm de oameni și este bine, dar cel mai important este a venit vremea să ne pocăim, a venit vremea să ascultăm de El, slăvit să fie numele Domnului, pentru că cine ascultă de El are viață veșnică. Saul a început bine, dar a sfârșit mai puțin bine. Dumnezeu iubește ascultarea și o iubește mai mult decât jertfele. Zic, Doamne, binecuvintează-ne în această seară. O seară a provocării, în primul rând, am fost provocat să ne pocăim. În al doilea rând, Psalm 100, pentru că nu mai citesc altceva și mă duc pe linia aceasta, vreau să vă spun, suntem provocați la bucurie, suntem provocați la slujire, pentru că Dumnezeu nu are șomeri. Dumnezeu nu are spectatori, Dumnezeu nu are consumatori, Dumnezeu are lucrători împreună cu cerul, slăvit să fie Domnul. Dacă aici se poate fără tine, în cântare, în rugăciune, la biserică, se poate fără tine și în împărăție. Haideți ca să fim lucrători împreună cu El. Haideți să dăm mai departe, ca și Marea Mediterană, dacă primim, să dăm mai departe, slăvit să fie Domnul. Un Dumnezeu care ne-a binecuvântat cu două mâini, cu una să primim și cu una să dăm mai departe. Dacă dăm ceva, dăm ceea ce deja aparține lui Dumnezeu, dăm ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat, slăvit să fie numele Domnului. De unde venim noi? El ne-a făcut, a Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Și îmi place așa de mult, de ce ești provocat să fii plin de bucurie? De ce ești provocat să lauzi pe Domnul? De ce ești provocat ca să slujești? Versetul 5 în concluzie vine și ne spune că Domnul este... Două motive, Domnul este bun. I-ai simțit bunătatea? Încă de dimineață când ne-a ridicat în capul oaselor, i-ai simțit bunătatea? Domnul este foarte bun. Domnul este cel mai bun.
Domnul este deosebit de bun, slăvit să fie numele Domnului, o bunătate care ne îndeamnă la pocăință, o bunătate care ne ridică în capul oaselor, o bunătate care prețuiește mai mult decât viața, acest atribut transmisibil, Domnul este bun. De ce suntem noi în prezența Lui? Să ne facem mai buni și zic, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Și ultimul gând la care mă opresc spre încheiere este că Domnul nu numai că este bun și credincioșia Lui ține din neam în neam. Domnul este credincios. Nu vi s-a întâmplat ca oamenii să se schimbe? Nu vi s-a întâmplat să vedem că nici anotimpurile nu mai sunt cum sunt și se schimbă fizionomia, se schimbă sentimentele față de soție, față de soț? Oamenii trăiesc într-o continuă schimbare, dar El este credincios. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vreți să lăudăm pentru aceasta? Vreți să ne rugăm și să-i mulțumim? Doamne, îți mulțumim pentru bunătatea și credincioșia Ta, că ți s-a înnoit pentru că ai fost cu noi și rămâi cu noi din veșnicie în veșnicie, Cel care poartă de grijă în providența Lui, în dragostea Lui, în mila și în îndurarea Lui, provocat în această seară să fim plini de bucurie. Știți cum s-a întors famenul după întâlnirea cu Filip? S-a întors plin de bucurie. În seara zilei de astăzi te provoc, cum te vei întoarce? Te vei întoarce cum ai venit sau plin de bucurie? Vreau să ne ridicăm în picioare și să intrăm în această rugăciune, fiecare în dreptul nostru. Doamne, dacă am pierdut această bucurie în călătorie, în apropierea de Tine, este o seară a fericirii, este o seară a bucuriei, pentru că Psalmistul spune cât despre mine, fericirea este să mă apropii de Domnul. În seara zilei de astăzi, o seară a îndurării, Dumnezeu îți dă ocazia ca inima ta să salte de bucurie, Dumnezeu îți dă ocazia ca să pleci schimbat, transformat, să pleci pocăit de aici, slăvit să fie Domnul. Pocăiții au nevoie de pocăință, nepocăiții au nevoie de pocăință și este vremea când putem să ne pocăim, este vremea când să ne apropiem mai mult de Domnul. În seara aceasta vreau această rugăciune să o facem pentru această localitate, ca Dumnezeu să binecuvinteze, ca Dumnezeu să dea înțelepciune ca oamenii să se întoarcă la El. El a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Nu poți să-ți duci în împărăție mașina, casa, terenul, dar poți să-ți duci familia. Este familia prezentă cu tine în această seară? Este soția ta, copilul tău, nepotul tău, nora ta, prietenii tăi, colegii, vecinii tăi, sunt ei pocăiți? Sunt ei întorși la Dumnezeu? Este seara pocăinței, este seara mijlocirii, slăvit să fie Domnul. Femeia și-a recunoscut starea în prezența lui Hristos. Ce voi face în prezența Lui? Alegerea aparține fiecăruia și zic, Doamne, binecuvintează-ne. Amin. Intrăm în această rugăciune.